În Giurgiu, câinii maidanezi au înmulțit necontrolat, motiv pentru care a crescut și numărul celor care ajung la spital pentru că au fost mușcați de câini. Numai zilele trecute, două femei și un copil din cartierul Obor de lângă Aneleuri au ajuns la urgență după ce au fost atacați și mușcați de câinii fără stăpâni, din ce în ce mai agresivi. Pe data de 9 a 9, la ora 9:30 dimineața, mă duceam spre pâine la magazin să cumpăr pâine și căței după din Aneleuri, de la Aneleuri, a tăbărât pe mine, m-a trântit cu bicicleta, m-a mușcat. Ați ajuns la urgențe, nu? Da, am fost la urgență. Am fost la urgență, am făcut un vaccin și după aceea m-a trimis la boli infecțioase. La boli infecțioase mi-a făcut antirabicul. Eu ieri, pe 10, am pățit la fel, tot așa, mă duceam la grădiniță ca să depun ce mai aveam de depus pentru fetiță, pentru înscriere, și exact când să dau colțul spre grădiniță, dăm boschetă direct în piciorul meu. M-a apucat de aici și am dat cu piciorul să-l resping și așa, și m-a apucat mai de jos, dar abia mi-a dat drumul. Tot așa, erau 4 câini, erau 3 mai mici și unul mai mare, care m-a tăbărât. Și nu e prima dată când se întâmplă. S-a mai întâmplat cazuri când s-a dat și la copii. Ia tăbărât. Chiar băiatul ei mai mare, acum un an, l-a tăbărât când venea de la școală, l-a tăbărât vreo 5-6 câini. Abia a scăpat copilul. A fost oameni pe stradă și l-a scăpat, dar altfel noi, la mine nu era nimeni ieri pe stradă. Femeile, care au toate actele doveditoare de la medicul de boli infecțioase și de la camera de primiri urgențe, spun că, deși s-au adresat autorităților, nu s-a rezolvat nimic. Vinhingherii ridică unul sau doi câini, însă cei agresivi și haitele îngrijite de iubitorii de animale rămân la locul lor printre blocuri. Am tranquilizat ce a tranquilizat, a luat un cățel sau doi și restul au rămas acolo. Așa este mereu aici? Vă e frică să mergeți? Întotdeauna, întotdeauna. Și mai ales acum ne e frică când începe școlile de luni încolo. Încaibără copiii, ne încaibără pe noi, mănâncă lume. Ieri dimineața au fost hengherii veniți și exact cine l-a mușcat pe ea, m-a mușcat și pe mine. El n-a fost luat. Și e foarte agresiv câinele respectiv. Ieri, un copil din zonă abia a scăpat din colții animalelor agresive. Părinții lui sunt disperați, dar nu pot vorbi în fața camerelor de luat vederi pentru că se tem că își vor pierde locurile de muncă. Luni însă începe noul an școlar, iar în preajma grădiniței din cartierul Obor, maidanezii își fac veacul nestingheriți. Chiar este nevoie să se întâmple o tragedie pentru a se vedea realitatea din stradă. Și avem copii mici, asta e, începe grădinița. Eu am fetița care chiar acolo are drumul, ambele fetițe, și la grădiniță și la școală. Și vă dați seama. Sunt în pericol. Cei de la blocul de la Aneleuri îi protejează, când vin hengherii îi ascund. Și noi ce facem cu copiii? Ne atacă pe noi, femei, în toată firea, dar ei ca copii. Vă dați seama. Sunt în pericol. Într-adevăr, la fața locului, imaginile surprinse de noi confirmă cele spuse de femeile atacate. Haite de câini stau la pândă, gata să atace. Oamenii trec temători prin zonă, iar dacă e singur, trebuie să dai dovadă de mult curaj. Așa este peste tot în Giurgiu și nu ne poate contrazice nimeni când spunem că situația este scăpată de sub control. Dar cum adăpostul este supraplin, municipalității i-a venit o idee: montarea de dispozitive cu ultrasunete pentru alungarea maidanezilor de lângă școli și grădinițe. Nicio idee însă despre haitele de câini dintre blocuri, acolo unde aproape zilnic cineva este mușcat.